Stau pe gânduri adâncit și mă întreb mereu, ce-i bărbatul, ce-i femeia, ce ești tu și ce sunt eu. Mă duc cu mintea departe, în epoca primitivă, să găsesc o dezlegare. Omul, de unde derivă? Unii zic, strămoșii noștri, au fost Eva și Adam, așa zice orice preot, fie creștin, fie haham. Alții arată, dovedesc că a mea și a ta măicuță au avut ca străbunică o sălbatică maimuță, că moșul tău și moșul meu pe vremuri au fost gorile, păi tot așa de bine, frate, puteau să fie și cămile, să fi fost orangutan sau poate chiar un cimpanzeu. Câteodată parcă cred, câteodată îmi vine greu, cum orice om în lumea asta, fie rege, fie prinț, să se tragă din maimuță, să fie avut așa părinți? Ei, de gândești puțin adânc, se vede și se înțelege că nu-i decât un maimuțoi, acela care zice rege. Gândiți și voi cum gândesc eu, și apoi, cu multă jale, veți vedea cu toții clar că nu sunt oameni, ci animale. Animale peste tot, vierme, tigru, elefant, omul negru, omul alb, omul prost sau cel savant, de stă în bordei sau stă în palate, e sărac, are parale, ăsta e crudul adevăr, se trag toți din animale. Ați văzut de multe ori oameni parcă sunt măgari, cap urât și tras în jos de urechile lor mari, merg pe drum așa tâmpiți, n-au în minte niciun gând, când te simt și slab și moale, cu copitele pe rând, te lovesc drept în frunte și se întâmplă foarte rar omul bun să nu primească o copită de măgar.